Bam, 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 bam. Ok, saltate una bine v-am găsit la un episod cu un nou joculeț pe canal, să zic așa. Acest joc se numește Clash Royale și am invitat într-un clan, așa că hai să intrăm. Clan e full. Bine, aș vrea să intru în alt clan, clanul ăsta, dar nu merge, abar nu merge. A, level 3. Da. Ok, acest joc cred că știți dacă v-a jucat Clash of Clans sau Boom Beach sau alte jocuri de la acest de la Supercell. Astea sunt cărțile mele, în acest joc trebuie să strângi cărți de joc. Eu am cărțile acestea și acestea. Acestea sunt cele care le folosesc pentru atac. Scuzați. Și acestea sunt cele care folosesc pe care le am și nu le-am folosit pe tot. La cuferele acestea puteți câștiga anumite chestii. Dacă tu vrei, nu știu, să zicem așa, să te lupți cu cineva, dai pe Battle. Nu chiar dacă am eu toate trofeele. Astea, aceste cufere, îți dau anumite chestii, bani, cărți de joc și alte chestii. Dar, încă poți să te lupți pentru trofee. Cu ce să faci faile, te ajută să ajungi în alt clasament pentru a debloca noi caractere și alte chestii de asta. Hai să vă arăt eu cum arată un atac în acest joc. Bine, nici eu nu sunt foarte priceput, deci vă zic de acum că... Uite, puteți da și mesaje adversarului, de exemplu, good luck. Să zic, uite, un prințul aici. Alături de un muschetar. Cu un knight. Ideea e ca tu să distrugi cele trei turnuri de sus al adversarului tău și el pe ale tale. Nu o să-i distrugă acel... nu o să-i distrugă acel prins pentru că l-avea de level... l-avea viață foarte mică. Hai să ne... încercăm să-l bătem pe tipul ăsta pentru că vreau să vă arăt cum Robert câștigă o bătălie, nu cum Robert pierde bătălie. Dar chiar dacă o pierd, tot o să pun pe YouTube, deci... Prințul tău. Așa, lasă pe gigantul ăla de-a-n turnul tău, că tu n-ai nicio treabă. Pușe-l pe ca, mă. De fapt, e mini pe ca, nu-i pe ca. Stic așa. Hai că pun un pus muschetarul. Pac! Are, bă, la muschetarul ăsta, pe ca, care tocmai a murit. Și acum o să mă arăt și regele, pentru că vedeți ce viață are. Rege, knight-ul. De ce zic rege, nu știu. Îmi face să mă gândesc la regele din Clash of Clans. Asta, knight. Dai, 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 încă o lovitură. Este, mă, am luat trei stele, să zic, că, nu știu, nu pot, coroană, coroană. 30 de trofee, deci câștigi multe trofee pe o bătălie, o singură bătălie. Aici dacă poți intra în orice clan, dar să ai level 3, dacă nu ai level 3 nu poți intra absolut nici clan. Îți poți, bineînțeles, având în vedere că e un joc gratuit, de pune dacă vrei să dai și bani adevărați, gemuri, ca să nu sunt greu de făcut. Vedeți, uite, dai bani pentru gemuri, pentru bani, dai bani pentru... A, nu, dai gemuri pentru bani, scuzați-mă. Dai bani real decât pentru gemuri. Gemurile erau și Clash of Clans la fel, destul de greu de făcut. Mie ce joc nu prea te ajută gemurile, adică nu m-au ajutat cu foarte mult de mine gemurile. Habar n-am de ce, dar nu de voie să intru în absolut niciun clan. Am level 3 și normal trebuia să dea voie. Nu știu ce să fac, să mai... hai să ne mai putem. Am fac o luptă și gata. Pentru că, na, într-un fel v-am prezentat jocul, v-ați cam prins și voi despre ce vorbeam acest joc. Acum așteptăm să ne se facă toată bara asta de jos full. La momentan nu avem 9. Ai 10 elixir, așa 10. Așa, hai să punem. Arăt strategia e destul de bună, nu am ce să zic. Dar și noi la fel. De fapt, nu, noi nu avem nicio strategie, ne punem. Baia, bucurăz, knight-ul. Knight-ul tău. Aolo! Hai, și eu îi fac. Punem paiul că și eu îl bat. De am luat deja o stea. Acum iau trei. Ideea e dacă distrugi și tu unul acesta pe care tu mai apăs eu, dar voi nu vedeți, mi-apare nou care se select acolo.
Acolo, pe acel turn, unde am uitat tocmai da acum cu focul, e acolo, dacă le surpi pe ăla, îți dă țesele automat, dar nu poți să le surpi pe ăla primul singur, te trebuie cel puțin un turn de ăla, supra apel, că nu ajunge, nu se duce direct, ca să zic așa. Ai ca nevoie de un spell și gata, e praf, tipul. Fac. Am pus un spell. Gata, am luat 3 stele. Să obișnuie cu Clash of Clans, frate. Ok, eu n-am, nu sunt niciun clan, dacă... Dacă ne voi într-un clan, lăsați-mi în comentarii clanul care să-ți voi și poate voi intra acolo. Deși nu prea cred că o să intru momentan într-un clan. Că nu prea merge. Da. Deci cam ca acest joc, dacă voi vreți să facă episod în continuare, voi face cu siguranță, pentru că e un joc destul de awesome, să zic așa. Cred că mie îmi place, mă joc în timpul liber acest joc. Da. Ok, deci cam ca acest episod, eu am fost Robert și vă salut. Pa, pa.